Bună ziua, bine v-am regăsit la Studio Politic. Eu sunt Anca Suciu. Coaliția a găsit abordarea perfectă pentru aceste vremuri. Scandaluri. Astfel acoperă cu zgomot faptul că le ia prea mult timp să își asume responsabilitatea. De la primele ore ale zilei au continuat atacurile. În urmă cu o oră a apărut și un nou comunicat de presă prin care Partidul Social Democrat îl critică din nou pe Ministrul Energiei. După ce liberalii le-au reproșat socialdemocraților că fug de răspundere acoperindu-l pe Ministrul de Finanțe, azi au punctat că i-au trimis lui Virgil Popescu mai multe date de la Finanțe și chiar două propuneri: plafonarea prețului la combustibil și limitarea daosului pe lanțul comercial. Comentăm cu invitația acestei ediții. Numire controversată la ANR și nicio vorbă din partea președintelui Klaus Iohannis. Printre cei care vor decide cum se reglementează piața de energie va fi Iulian Iancu. Este fost deputat PSD și unul dintre socialdemocrații respinși de către Klaus Iohannis la momentul la care a fost propus vicepremier pe teme economice în guvernul Dăncilă. Se întâmpla în august 2019, iar la acea dată președintele își motiva refuzul prin faptul că, citez, România are un drum european, un drum prin care își consolidează statutul de drept, statul de drept și valorile democratice și nu poate accepta propuneri contrare acestei direcții. În Parlament astăzi, Iulian Iancu a fost votat de 244 de aleși din 310. Și e ședință decisivă chiar la această oră la Palatul Victoria. Premierul Nicolae Ciucă și liderul Partidului Social Democrat Marcel Ciolacu stau față în față după ce zile la rând s-au atacat în spațiul public privind prețul carburanților. Primii pași pentru găsirea unei soluții comune s-au făcut într-o întâlnire în această dimineață. Au participat Nicolae Ciucă, miniștri și secretari de stat de la Energie și Finanțe, alături de conducerea ANAF și a Consiliului Concurenței. Dacă se poate ajunge la consens sau dacă nu se poate ajunge la consens, ne spune acum colega noastră Anca Orhean, e în direct de la Guvern, te ascultăm, Anca. Ar trebui să se ajungă la consens, clar știm acest lucru, pentru că atât liberalii cât și socialdemocrații sunt de acord că este nevoie de o intervenție imediată. Dar vedem pe ce linie merg socialdemocrații în acest moment. Vorbeai tu mai devreme despre acel comunicat de presă dat de PSD. Ei bine, ei spun că nu ar fi cazul să se intervină fiscal în piață, adică să se reducă acciza sau TVA-ul. Pentru că avem alte exemple în alte state în care acest lucru nu a dus la scăderea prețului la pompă. Deci, ei merg în continuare pe variantele lor, adică ori o plafonare a prețului final, ori o limitare a daosului pe tot lanțul comercial. O să vedem dacă liberalii se vor lăsa convinși de aceste variante, pentru că deocamdată nu erau. Ce s-a întâmplat în această dimineață? Au venit cu documentele pe masă, cu toate analizele, atât cei de la Finanțe cât și cei de la Energie. Și acum vedem că toți socialdemocrații spun că Virgil Popescu este cel care trebuie să elaboreze actul normativ prin care se va reglementa cumva această situație, într-un fel sau în celălalt. O să vedem cum vor decide. Niște concluzii preliminare ar trebui să avem astăzi. Până mâine, din informațiile noastre, ar trebui să fie luată decizia finală. Știm că liderul UDMR nu este acum în București, nu participă la această întâlnire, este un alt membru al partidului, practic pentru că este nevoie ca toate partidele din coaliție să fie prezente pentru a lua această decizie extrem de importantă și una, vedem, tensionată, pentru că au fost foarte multe atacuri în spațiul public ieri pe Facebook. E adevărat, au ales mediul online să se atace și asta pentru că și-au găsit țintă, fiecare partid în parte, un ministru din celălalt partid și l-au făcut responsabil de rezolvarea acestei situații. Deci spuneam, o să vedem cum se va rezolva acest lucru în condițiile în care o altă problemă, poate chiar mai mare decât aceasta, adică un alt conflict, este cel legat de codul fiscal, pe care de asemenea până la finalul acestei luni cei din coaliție ar trebui să îl rezolve. Dar deocamdată este prima confruntare. Marcel Ciolacu față în față cu Nicolae Ciucă, șefi ai unor partide care fac parte din aceeași coaliție, dar care se atacă extrem de dur în ultimele zile. Și nu există soluții în acestea herupiste pe care le dăm peste noapte. Soluții pe care le vedem sunt comuniste. Noi n-am ieșit în stradă în 1990 să scăpăm de cozi de la penurie care erau, veneau din cauza unor plafoane la prețuri, ca să venim astăzi cu plafoane la prețuri. De asta este o prostie. Și la fel și prostia, este o altă prostie, am văzut la PSD, cea cu marja de profit. Nici acolo nu se intervine. România are nevoie de capital. Cum să vii să condiționezi profitul printr-o decizie a guvernului, tu vrei să atași capital? Și
trebuie să ne întrebăm dacă Marcel Ciolacu nu este Liviu Dragnea astăzi, pentru că ne spunea la fel, multinaționale nu plătesc impozite, au plătesc 1% doar. Marcel Ciolacu ne spune că plătesc 0,8%. Nu este adevărat. L-am ales pe Florin Cîțu, este cel care dintre liberali acum îi atacă cel mai dur pe socialdemocrați, dar nu este singurul, dar nu e întâmplător că am ales această declarație. L-ați ascultat mai devreme pe cel care astăzi este președinte al Senatului, este fost președinte al Partidului Național Liberal și în momentul în care era președinte al Partidului Național Liberal, Partidul Social-Democrat a ajuns la guvernare. Doar câteva detalii. Să înțelegem exact în ce context se fac toate aceste declarații, pentru că e foarte important de reținut acest lucru, că e mult mai simplu pentru partidele aflate la guvernare să provoace zgomot decât să ia decizii, să își asume răspunderea. Uneori a-ți asuma răspunderea înseamnă și că iei decizii care nu sunt populare. I-am invitat pe invitația acestei ediții, ca să ne uităm înspre aceste declarații, înspre scandalul din coaliție și nu numai. Am văzut astăzi un episod scandalos și în Parlament. S-au acuzat PNL, PSD, USR, toată lumea care a ajuns la tribuna Parlamentului s-a acuzat că e de vină pentru că cresc facturile la gaze și la energie. Și unde este adevărul? Am invitat un expert în energie, Dumitru Chiseliță, să ne dea acest răspuns imediat la Studio Politic. Până atunci, Cristina Prună, deputat USR în platoul Digi24, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din partea Partidului Național Liberal am invitat-o pe vicepreședintele acestui partid, Alina Gorghiu, vicepreședinta PNL. Bună ziua! Bună ziua! Daniel Zamfir este alături de noi de asemenea, este senator al Partidului Social Democrat. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cristina Prună, încep cu dumneavoastră. Pentru că vedem Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, propunerile pe care le-au făcut în spațiul public și că nu ajung la un consens, e această ședință pe tema prețului la combustibil, opinia USR și propunerile pe care le face USR astăzi. Da, am văzut această pasare a responsabilității în coaliție, această ceartă pe Facebook, nu-i așa, prin care își acoperă lipsa de competență și lipsa de măsuri reale pentru a stăvili această creștere a prețurilor la carburant, care, atenție, nu este de ieri de azi, prețurile au început să crească încă de la începutul acestui an, iar noi, USR, am depus un proiect de lege în Parlament încă din luna februarie, tocmai pentru a veni și a preîntâmpina aceste creșteri de prețuri. Este vorba de reducerea TVA-ului de la 19% la 5% și care ar avea un impact imediat în preț. De asemenea, susținem și reducerea accizei. Ne aducem aminte cum ne mințeau prin luna martie cei de la PSD și PNL că vor înjumătăți acciza. Nu au făcut absolut nimic și în momentul în care noi venim și spunem, haideți să punem pe ordinea de zi acest proiect de lege, haideți să-l dezbatem în Parlament, să vedem cât, până unde și cum putem reduce aceste taxe care, atenție, sunt cam 40 și 50% din ceea ce plătim noi astăzi. Aceste taxe care ajung unde? Ajung în visteria statului și principalul pion, să zic, principalul care s-a îmbogățit de pe urma acestor creșteri de prețuri este statul. Statul român, care a încasat numai de la începutul anului din TVA în plus 1,4 miliarde de lei. Pentru că atunci când crește prețul combustibilului, la el se adaugă acciză și apoi se adaugă TVA-ul care se aplică inclusiv la acciză, deci taxă la taxă, și statul practic folosește aceste benzinării pe post de taxator. Da? Aproape jumătate din acest preț merge la stat. Acum, susțineți că în acest moment guvernanții au chiar de câștigat prin faptul că amână această decizie, o măsură pentru prețul la combustibil, care o fie, că au fost mai multe vehiculate? Sigur, tocmai vă spuneam că au încasat suplimentar 1,4 miliarde de lei, iar prețurile au început să crească încă de la începutul anului. De ce nu au luat o măsură mai devreme? Sunt alte țări europene, undeva în jur de 15-18 state europene, care deja au luat măsuri de reducere a taxelor care intră în componența prețului. De ce în România, cu un proiect de lege în Parlament, actuala majoritate nu a vrut să discute? Pentru că au încasat în tot acest timp, pe spatele oamenilor care muncesc și care plătesc prețul acesta, care a crescut foarte mult la combustibil,
Și, evident, statul își acoperă aceste cheltuieli pe care le-am tot văzut că au crescut de când această coaliție s-a format. Alina Gorghiu, ce spuneți de această acuzație a foștilor parteneri de guvernare? Că vă acoperiți deficitul, inclusiv, prin faptul că nu se iau decizii mai rapide în ce privește prețul la combustibil, dar nu numai. Lista este lungă. Am să vă răspund că colegii noștri de la USR sunt obișnuiți cu scandalul de când au intrat în politică și se pare că soluțiile constructive nu sunt parte din fișa postului la domniile lor. Însă, trecând de aceste declarații politicianiste care nu fac bine nimănui din punctul meu de vedere, probabil că ar trebui să reiterăm și noi în coaliție faptul că esențiale ar trebui să fie stabilitatea, predictibilitatea și niște soluții care să se bazeze pe calcule clare. De ce spun acest lucru? Pentru că este foarte limpede că în spațiu public ați văzut cel puțin 4-5 scenarii de lucru și o să le detaliez pe fiecare ulterior, însă fiecare dintre acestea trebuie să țină cont că economia este un mecanism fin și că atunci când vii și dai cu barda, poate produci un efect pe termen scurt scontat, însă pe termen mediu și lung vei putea crea un haos în acest sistem economic românesc. S-au suprapus mai multe crize, cea legată de prețul la carburant nu este doar în România o problemă, este pe tot mapamondul o problemă. Și acum să vorbim de soluții, pentru că ele vor veni. Vin pentru că acum au ieșit acele calcule, s-a măsurat de 200 de ori ca să tai odată, într-un fel este bine, tocmai pentru a nu pogni acolo unde nu ne dorim. Vă spuneam că sunt următoarele scenarii. Reducerea accizei pe care colega de platou a menționat-o, sau colega dumneavoastră de platou, doamna deputat Pruna, a menționat-o. Cine spune soluții constructive, doamna Gorghiu, apropo de ce spuneați mai devreme? O primă soluție constructivă ar fi să mă ascultați, pentru că eu sunt pe Skype, dumneavoastră în platou, iar sonorul va fi foarte dificil de gestionat dacă dumneavoastră vorbiți peste mine. În primul rând, nu e, vorbim de un nivel minim al accizei, sub care nu se poate scădea, nivel pe care România știți că l-a aplicat întotdeauna. De câte ori a crescut acciza la nivel european, a crescut și în România odată cu acest nivel minim. Ca atare, dacă această soluție cu scăderea accizei va fi cea pe care o agrează majoritatea, atunci ministrul de finanțe va trebui într-adevăr să meargă la Comisia Europeană și să ceară o derogare pentru a putea scădea acea acciză în România sub nivelul minim impus de comisie. Altfel știți foarte bine că se declanșează procedura de infringement și nu ne dorim acest lucru. 2. Vorbim de soluția propusă iarăși de mai multă lume, nu știu în ce măsură va fi cea majoritară, de scădere a TVA-ului pentru carburanți. Știți la fel de bine ca și mine, doamna Prună, că această cotă minimă permisă de Uniunea Europeană este de 5%. De asemenea, Ministerul Finanțelor trebuie să ne asigure de un lucru, nu doar pe mine, ci pe fiecare dintre noi, că, de exemplu, nu o să trecem printr-un episod similar ca cel din 2015, de exemplu, când guvernul de atunci, dacă nu mă înșel, guvernul Victor Ponta, a scăzut prețul la TVA-ul la alimente, iar magazinele au păstrat la raft nemodificat prețul. Ca să evităm această situație, și astăzi și zilele trecute, Ministerul Finanțelor a venit cu calcule să ne spună cât de sustenabilă pe termen lung este această scădere de TVA. Mai sunt cele două scenarii pe care dumneavoastră, colega dumneavoastră Anca Orhean, care este la guvern, l-a menționat, creșterea fiscalizării profitului gigantic obținut de aceste companii și plafonarea prețului. S-a făcut la gaz, dar cu niște costuri pentru bugetul statului enorme, deci va trebui analizat foarte bine. Și vedeți că eu nu discut în cheie politică, nu vorbesc de Căciu, nu vorbesc de Popescu, nu vorbesc de guvern, vorbesc despre nevoia reală de soluții, cu echilibru, cu sfaturile experților și cu foarte multe cifre în spate. Dar dacă am pornit de la premiza că a existat oarește temperatură ridicată în dialogul din coaliție și sper eu că s-a calmat, am convingerea că în foarte scurt timp vom avea soluția. Deznodământul la această criză, o altă criză și anume aceea prețului la carburanți, care ne doare pe toți. Decizia se poate lua azi? E în acest moment în desfășurare o discuție între premierul Nicolae Ciucă și președintele PSD Marcel Ciolacu?
Doamna Suciu, înțeleg că nu sunt toți liderii coaliției, dar sigur, astăzi ne îndreptăm, sunt convinsă, în urma dialogului, spre o soluție și o problemă de câteva zile, sunt convinsă, pentru a se putea ajunge la concluzie. Va trebui, evident, un act normativ elaborat pe baza cifrelor agreate în coaliție, ulterior o hotărâre de guvern în guvern, un act normativ, scuzați-mă, în guvern, pentru că nu doar un minister poate să ia această decizie, va fi un act normativ în guvern adoptat de guvernul Ciucă și urmează să vedem care va fi soluția agreată. Domnule Daniel Zamfir, l-ați auzit mai devreme pe cel care a fost președinte al Partidului Național Liberal, astăzi este președinte al Senatului, spune că propunerile pe care le faceți sunt comuniste. Sunteți, cum puteți combate asta? Pentru că vă lipește o etichetă pe care o folosește multă lume în România, apropo de PSD. Sigur. Domnul Câțu, dacă vorbim despre etichetele care îi se lipesc domniei sale, ar fi fost bine să tacă, pentru că vreau să vă spun ceva. Nu știu de ce îmi spuneți că trebuie să-l ascult pe domnul Câțu. Pe domnul Câțu nu-l ascultă nici colegii lui de partid de acum. Sigur, îl ascultă cei de la USR. Foarte bine, există o simbioză perfectă între domniile lor. Eu am văzut și am auzit acum și apreciez poziția colegei mele, doamna senator Alina Gorghiu. Am văzut ce a spus purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Adică, în coaliție discutăm cu cei care au un punct de vedere și exprimă punctul de vedere al partidului. Domnul Câțu e atom liber, nu pot să-l ascult pe domnul Câțu, sincer. Și aici să revenim la soluții. Și mai spuneați dumneavoastră ceva, imediat după ce a vorbit domnul Câțu, și cred că nu va auzi doamna Prună. În sensul că atunci când ești în opoziție, poți să spui orice, că nu mai contează. Păi, apropo de soluțiile cu privire la scăderea TVA-ului și accizelor, doamna Suciu, au fost țări și sunt în momentul ăsta țări în Europa care au luat aceste măsuri și s-a dovedit că n-au dat rezultate. Și vorbim aici de Germania, vorbim de Marea Britanie, vorbim de Suedia. Ei au început prin a scădea acciza la carburant și această scădere nu s-a regăsit în scăderea prețului la pompă. Mai mult decât atât, în Suedia chiar a început o anchetă a Consiliului Concurenței de la ei, că oricum la noi Consiliul Concurenței, în loc să controleze, e de fapt complice cu marile corporații. Și asta, dar e un alt subiect de discuție ăsta. Așadar, dacă s-a demonstrat în țările europene, Germania, Suedia, spuneam, că această scădere a taxelor nu a dat rezultate, nu prea ne rămân acum multe soluții. Și să știți că soluția asta cu plafonarea nu e una care neapărat ține de zona de stânga. Ține de o realitate și de un mecanism pe care îl putem implementa rapid. Noi nu avem acum timpul necesar să mergem la Comisia Europeană, să cerem derogare, că ne reducem acciza, plus că orice intervenție pe un sistem fiscal acum, doamna Suciu, are nevoie de un timp de implementare. Ori, în toată această perioadă când nu se iau măsuri, cineva, și anume un grup restrâns de companii, câștigă foarte, foarte mulți bani, în timp ce noi toți ceilalți, companiile române și nu numai, populația și economia, în ultimul rând, suferă ca atare, măsurile trebuie să fie rapide și noi am dat aceste două soluții. Fie plafonăm prețul la pompă, așa cum s-a întâmplat, prețul final, așa cum s-a întâmplat în Ungaria, în Slovacia, în Croația, iată țări care au luat această măsură și lucrurile s-au stabilizat. Uitați-vă cum trec granița toți ai noștri să alimenteze în Ungaria. A? Deci se poate. Sau, a doua variantă era intervenția asupra daosului comercial pe lanțul de la producător la pompă. Nu este nicio măsură comunistă, e o măsură care se practică. Legea concurenței permite intervenția în situații excepționale și cred că suntem într-o situație excepțională, iar această măsură de plafonare a prețurilor ar fi una limitată. Din ce spuneți dumneavoastră? Din ce spuneți dumneavoastră, n-ați renunțat la ideea plafonării prețului la combustibil? Păi, încă o dată, va fi o măsură temporară, v-am întrerupt chiar în momentul în care spuneți, pe ce perioadă? 6 luni de zile, asta e așa, atât cât ne permite legea concurenței. Deci, sunt două măsuri clare, că nu putem inventa acum apa caldă. Sunt două măsuri, fie reducem accizele și TVA-ul sau ambele, sau plafonăm prețul. Așa cum v-a spus și colega mea Alina Gorghiu și purtătorul de cuvânt, repet, al PNL-ului,
intervenția pe sistemul de taxare e una mai complexă și mai mult decât atât, v-am dat exemplele anterioare, că n-a dat rezultate. De ce? De ce nu credeți că, de exemplu, ce spun experții acum în energie, că e posibil să se creeze o penurie în contextul acesta, dacă se va adopta plafonarea prețului la combustibil? Adică, i-aș întreba pe experți de ce s-ar crea premiile. Ar crește prețul, ar crește cantitatea de combustibil care s-ar consuma în România? Nu avem capacitatea să procesăm suficient? Nu știu de ce s-ar crea penurie. Sincer, sigur, în teorie, așa este. Teoria de acum 50 de ani, da, domne, dacă limitezi la un moment dat un preț, s-ar putea crea penurie. Dar de ce să se întâmple asta? Pot să vă răspund și eu la întrebarea Sigur, aceasta. Alina Gorghiu, că a cerut cuvântul mai devreme, vă rog. De acord cu Daniel Zanfir în foarte multe puncte și anume că soluția trebuie găsită. În schimb, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în alte țări care au luat aceste măsuri. Și vă dădeam exemplu Ungaria, unde s-a plafonat, așa cum știți, prețul la carburant și acum, într-adevăr, este o problemă. E penurie de carburant în Ungaria și există această problemă. Deci va trebui cumva ca aceste soluții să fie atât de bine discutate, cu cifre în spate asociate, cu experți care să spună da, e ok, nu e în regulă, astfel încât să nu ne lovim imediat după ce am impus acea măsură de genul acesta de reacție pe care în Ungaria, de exemplu, o văd cetățenii de acolo. Dar sunt de acord că toate soluțiile trebuie analizate și până la urmă decizia guvernului va trebui să vină. Nimeni nu vrea să treneze această criză a prețului la carburant. În concluzie, sunteți de acord cu plafonarea prețului, tocmai văzând ce se întâmplă în Ungaria? Vă spuneam că din punctul meu de vedere nu este cea mai bună soluție, dar eu nu sunt expert în domeniu. De aceea făceam apel și recurs la tot ce înseamnă expertiză de specialitate, astfel încât ei să vină cu soluțiile la nivelul guvernului. Reținem această idee, încercăm să strângem argumente pro și contra pe propunerile care se fac în spațiul public. Cristina Prună, pe același lucru. Revin la dumneavoastră imediat, domnule Zanfir. Când vorbim de astfel de măsuri, nu există cale de mijloc că facem un carcalete și o să iasă ceva bun. Fie dacă ei vor să meargă pe această direcție a plafonării, asta înseamnă fix penurie, fix colți, fix ce am văzut în vremea comunismului. Dacă mergem pe zona de fiscalitate, atunci șansele sunt să avem efecte care să fie corecte pentru consumator. În ceea ce privește prețul la petrol, ce vreau să vă spun este că noi nu putem să plafonăm ceea ce importăm, da? Țițeiul pe care îl importăm. România își asigură cam o treime din cantitatea de țiței, restul este de import. Credeți că dacă, nu știu, s-ar plafona prețul, ar mai vinde în România cineva, da? Dacă s-ar plafona prețul de import, ar mai alege cineva să vândă în România unde prețul este plafonat, nu s-ar duce către alte țări? Și haideți să ne uităm și la chestiunea asta cu marjele, pentru că iarăși a început așa un discurs anti-mediu privat pe care îl văd la PSD, știam deja, dar îl văd și la PNL. Se vede că s-au înfrățit la guvernare. Există un calcul pe care l-a făcut un consultant fiscal, iar marja pe care o benzinărie o face este de 0,75 de lei pe litru de motorină. Asta doar pentru motorină, da? În schimb, marja statul, marja de profit, da, dar asta, din această marjă, nici măcar nu este profit net. Din această marjă se mai scad cheltuielile de funcționare ale benzinăriei. Deci, practic, ideea aceasta că vei plafona și marjele, asta înseamnă că, nu știu, vei pune lacătul pe anumite benzinării unde sunt angajați și oameni, unde nu e că doar se închidă benzineria respectivă. Deci, ideea asta că putem noi, din pix, să facem niște lucruri și să mergem împotriva pieței, nu va crea decât costuri și mai mari. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu plafonarea prețului la energie și la gaze naturale. Prețurile nu sunt la nivelul celor de anul trecut, cum încearcă unii politicieni să le vândă în spațiul public. Chiar în luna mai, prețul gazului natural crescuse cu 86%.
6%, dar ei vând asta ca pe o mare realizare. Și de fapt asta se întâmplă, unul, pe banii furnizorilor, pentru că statul a promis că va rambursa acești bani. N-au început să se ramburseze, Ministerul Energiei nu a rambursat diferența dintre prețul plafonat și prețul de piață, plus că au creat foarte, foarte multe distorsiuni în piață. Bun, permiteți-mi să fac o paranteză acestei discuții, pentru că l-avem în direct acum pe Dumitru Chisăliță, expert în energie, și mulțumesc tare mult pentru răbdare și că a acceptat să intre în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua, bine m-a găsit! Înainte de asta, aș vrea să urmărim un episod din Parlament petrecut în urmă cu doar câteva ore și revin apoi la discuția cu Dumitru Chisăliță. Păi cred că unii nu au jenă. Primul ministru al guvernului liberal împreună cu USR, care a liberalizat prețul energiei și de-aia au explodat prețurile la gaze și electricitate, vine și ne vorbește de energie. Păi 2019 și 2020 ați avut majoritate. A trebuit să ne întoarcem noi la guvernare și să modificăm noi legea offshore, pentru că voi cu majoritate n-ați făcut-o. Oare de ce? M-am săturat de manipulările astea ieftine ale dumneavoastră cu privire la liberalizarea prețurilor la energie. Eu zic să ne aduceți înapoi în comunism, să reglementați tot ce mișcă, și prețul la periuțe de dinți, și la pâine, și la ce mai vreți dumneavoastră, și înapoi în comunism să mergem, pentru că nu e așa, era mai bine atunci. Discuția a avut loc în momentul în care a fost votat Iulian Iancu, fost deputat al Partidului Social Democrat la ANR. Pe Dumitru Chisăliță l-am rugat să intre în direct cu noi, să facem o verificare a lucrurilor spuse. Mai exact, am urmărit în ultimele zile, PSD, PNL și USR se acuză că sunt vinovați de creșterea facturilor la energie. Și aș vrea opinia expertului în energie. De unde a apărut problema? Unde suntem, de fapt? Unde e adevărul? Da, îmi cereți foarte, foarte mult și când vorbim de energie, eu țin de fiecare dată să reamintesc că energia nu înseamnă doar gaze, doar energie electrică, doar petrol, doar țiței, înseamnă toate acestea la un loc. Și atunci, ca să dăm un răspuns, trebuie să luăm pe fiecare în parte, să realizăm pe fiecare în parte. Astfel încât nu pot să dau un astfel de răspuns, sau nu pot în câteva minute cât am la discuție să dau un astfel de răspuns. Ce pot să spun este că de foarte multe ori lucrurile se fac cu întârziere în România. La fel cum s-a întâmplat anul trecut cu energie electrică și cu gaze naturale, la fel cum se întâmplă anul acesta cu țițeiul, și exemple pot să fie. Deși lucrurile sunt și erau evidente de foarte mult timp, trebuie să se ajungă la un scandal în România ca, într-adevăr, să se ia cel puțin în discuție, pentru că încă nu le rezolvăm, doar le-am luat în discuție. În acest punct de vedere, noi ar trebui, ori de câte ori discutăm, ar trebui, spun că din păcate nu se face acest lucru, să vorbim în funcție de adevărurile care există. S-a spus aici că foarte multe țări au plafonat prețurile. Nu sunt foarte multe, sunt doar două țări în Europa. Mai există una în afara spațiului european, Uniunii Europene, dar în spațiul comunitar european. Din păcate, efectele cele mai drastice a celor care au plafonat prețul sunt în Moldova, unde există o importantă minorie în momentul de față pentru benzină și motorină. În același timp vedem că majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au ales să atace regimul fiscal și să-l modeleze în funcție de necesități. În al doilea rând, cred că e foarte important să vedem ce se întâmplă în momentul de față. Adică, dincolo de teorii, dincolo de ipoteze generale, haideți să ne uităm ce se întâmplă astăzi, în momentul de față. Păi astăzi vedem că în România, practic 85% din țițeiul care ajunge din import în România, ajunge printr-o conductă care trece pe teritoriul Rusiei și care a fost oprită de câteva zile. Nu știm când va fi pornită, nu știm dacă va mai fi pornită, nu știm dacă va fi naționalizată și așa mai departe. Dar știm totuși că o foarte importantă cantitate de țiței care ajungea în România prin această conductă, în momentul de față, nu ajunge. Al doilea element important. Avem în momentul de față două importante rafinării din proximitatea României, care sunt oprite pe considerente tehnice, ceea ce din start va crea o insuficiență a alimentării cu benzină și motorină a regiunii. A treia problemă importantă. Avem Ucraina, care este o țară care încearcă să-și achiziționeze în permanență, mai ales motorină, dar și benzină, pentru necesitățile specifice care sunt în momentul de față în acea zonă.
Toate aceste elemente arată în mod foarte clar că regiunea este în momentul de față o regiune în care oferta sau disponibilitatea de țiței și motorine este limitată în raport cu cererea. Este adevărat că acest lucru este întârziat de obligația fiecărei țări de a deține în depozit o anumită cantitate de benzină și motorină, ceea ce permite o anumită flexibilitate. Dar asta nu poate să țină la infinit. Și atunci, în acest considerent, trebuie să găsim soluțiile și ținând seama de aceste elemente, trebuie să luăm deciziile pe care le vom aplica și nu de teorie și nu de alte elemente care nu sunt în concordanță cu ceea ce se întâmplă mai de față. Vă mai dau un exemplu. Dacă ne uităm pe cotațiile produselor benzină și motorină, în momentul de față, cotațiile acestor produse sunt dublu față de România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că inclusiv traderii recunosc că există o problemă legată de cantitatea de energie. Dacă cantitatea de benzină, știți, și motorină, dacă cantitatea ar fi suficientă, nu am avea această escaladare a prețului la nivelul acestor cotații. Acestea sunt elementele în funcție de care trebuie să ne orientăm și trebuie să găsim aceste elemente. Un al patrulea punct important este să vedem măsura pe care o luăm, ce impact are asupra scăderii efectivă a litrului de benzină. Dacă eu mă uit către o măsură care are un impact de, nu știu, 0,1, 0,2 litri, înseamnă că n-am făcut prea mult. Eu când ajung la 10 lei să dau înapoi la 9,8, nu este de fapt o soluție. Trebuie să mă uit la acea măsură care într-adevăr mă duce înapoi suficient de mult cât să pot să repornesc economia, cât să pot să liniștesc elementele sociale care există în momentul de față. Cel puțin 1,5 lei e o variantă vehiculată în coaliție, cum o vedeți asta? Eu nu cred că este o singură soluție. Eu cred că există un cumul de soluții pe care trebuie să luăm în momentul de față, care se implice și măsuri fiscale, sau mai ales măsuri fiscale din punctul meu de vedere, care se implice și măsuri legate de eliminarea speculei sau potențiale specule care poate să apară, să luăm și măsuri de creșterea cantității de țiței și mai ales a satisfacerii transportului acestei țiței către România, care în momentul de față vedem că se blochează aproape pe toate rutele pe care le aveam noi în momentul de față și trebuie să ne pregătim inclusiv pentru o situație puțin probabilă, nedorită, dar care se poate întâmpla, aceea de a ajunge într-o situație în care să nu mai fie suficientă benzină pentru toată lumea. Dumitru Chiseliță, mulțumesc tare mult, expert în energie, cu aceste explicații. Vă propun să luăm și replica invitaților după o scurtă pauză, însă revenim la Studio Politic. Am revenit în direct și discutăm despre o ședință care are loc în desfășurare, chiar la această oră, între premierul Nicolae Ciucă și președintele Partidului Național Liberal, de asemenea, și președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, inclusiv pe prețul la combustibil. Dacă va fi plafonat, dacă vor fi limitări ale adaosului comercial, sunt mai multe variante puse pe masă și foarte multe controverse. Nu ajung la un numitor comun. Să vedem dacă se va întâmpla asta. Deocamdată cu invitația acestei ediții de Studio Politic, Daniel Zamfir din partea PSD, Alina Gorghe din partea PNL și Cristina Prună din partea USR. Daniel Zamfir, merg la dumneavoastră, după ce l-am ascultat și pe expertul în energie, cu întrebarea dacă statul are acum bani să acopere diferența dintre prețul real al combustibilului și cel plafonat, care se dorește plafonat. Haideți că aici aș fi vrut, cu domnul Chiseliță, eu mi-aduc aminte că domnul Chiseliță propovăduia și penuria la gaze naturale exact înainte să se întâmple. Nu a fost altceva decât o speculare a acestei informații pe piață și toată lumea creștea prețul având informația de la experți că va fi penurie. Nu poate să fie penurie, doamna Suciu, și am să vă dau un exemplu. Acea penurie, de fapt nici măcar n-a fost o penurie, ci pur și simplu a fost o aglomerare la benzinărie din Ungaria, s-a datorat faptului că cel puțin toți transportatorii români care tranzitau Ungaria ca să ajungă în vest, alimentau de la benzinăriile din Ungaria pentru că prețul era mult mai ieftin. Ca să nu mai vorbesc de toți proprietarii de mașini din județele limitrofe, alimentau în Ungaria. Ungaria a luat decizia ca acest preț plafonat să fie doar pentru cetățenii unguri și ca atare s-a rezolvat și problema penurii, ca să închidem această discuție. Da. Acum știți, o auzeam pe doamna Prună vorbind sau plângând pe umărul benzinarilor că nu știu ce profituri au atât de mici și nu abia suspină. Păi hai să vă spun ceva și aici nu cred că trebuie să fii
vreun expert mare în domeniu sau să te pricep neapărat, ci pur și simplu să fii de bună credință. Vă aduc aminte că în luna martie acestui an, când a existat acel boom cu privire la creșterea prețului, s-a întâmplat până Oradea, dacă mi-aduc bine aminte, a crescut prețul, la un moment dat s-a stabilizat la 7 lei și vreo 50 de bani, atunci prețul barilului, deci materia primă din care se face benzina și motorina, doamna Prună, era 123 de dolari barilul. Astăzi, când prețul barilului a scăzut la 110, prețul la pompă este de 9,3 lei. Deci a crescut cu vreo 30%. Ce s-a scumpit în această perioadă de a crescut prețul cu 30%, în timp ce materia primă din care se face, repet, benzina și motorina, se fac din petrol, se procesează? E bine, dacă materia primă a scăzut cu 10%, de ce a crescut cu 30% prețul produsului final? Și vă dau și răspunsul. Una din companiile care procesează în România și operează în România a avut un profit triplu față de anul trecut, trimestrul 1-2022 față trimestrul 2021. Nu era o noutate pentru nimeni. A spus și doamna Alina Gorghiu ce s-a întâmplat atunci în 2015 când s-a încercat acea reducere a TVA-ului la produse alimentare și prețul reducerea respectivă nu s-a regăsit în scăderea prețului, ci în profitul corporațiilor, companiilor. Așa se întâmplă și aici. Toată creșterea asta de preț acum o găsim în profitul corporațiilor, ca atare să stea liniștită doamna Prună și cei care mai plâng de grija benzinarilor, că nu va trebui statul român să suporte această diferență, întrucât v-am dat un exemplu atât de simplu de urmărit și de un elev de clasa 1, să vadă cum poate prețul să se mențină dacă și numai dacă ai o atitudine corectă în piață și dacă ai instituții care să verifice dacă nu cumva există înțelegeri între corporații sau nu e așa, chiar o speculă. Cristina Prună, vă rog. Da, e greu cu regulile economiei, știu că nu toată lumea le înțelege. Drept dovadă aud aici niște declarații care, sincer, sunt departe de ce se întâmplă în piață. Practic, și ne-a spus și domnul Chisăliță, este o problemă pe zona de ofertă, pentru că Rusia a primit niște sancțiuni, pentru că nu mai avem același nivel de producție de țiței, ca atare prețul crește atunci când oferta scade. Dacă cei de la PSD sunt atât de abili și pot să rezolve toate problemele care există în lumea aceasta, pot să ducă să negocieze ei cu țările OPEC, să crească oferta de țiței în piață și atunci prețul se va regla de la sine. Însă, ceea ce spune domnul Zamfir este total fals. Dacă ne uităm inclusiv la evoluția prețului barilului de petrol, la începutul anului era undeva la 70 de dolari și astăzi a crescut la în jur de 120, dar a fost o creștere constantă. Iar ce spune domnul Zamfir de prețul acela de undeva la 7 lei era în luna februarie, când prețul barilului de petrol nu era 120 de dolari, nu, atât cât este astăzi. Deci haideți să nu mai manipulăm aceste cifre. Plafonarea va duce la penurie. Degeaba încercați dumneavoastră să spuneți altceva, pentru că asta se întâmpla și în comunism, atunci când aveam prețuri reglementate. Nu o să inventați dumneavoastră mai mult țiței sau mai mult petrol, pentru că vă spuneam că România nu produce țițeiul acesta, ci trebuie să-l importe. Așa că lucrurile acestea pe care le spuneți, o să le vedeți. Dacă plafonați prețul, dacă decideți să plafonați prețul, o să vedeți efectele. Nu, am văzut ce ne-ați asigurat și că dacă se liberalizează prețul energiei, va iar scădea. Iar pune semn de egalitate între liberalizare și creșterea prețurilor. V-am explicat de atâtea ori, domnul Zamfir, că nu liberalizarea a dus la creșterea prețurilor. Liberalizarea haotică. La liberalizare trebuia să pregătești niște lucruri. Și USR e de vină, nu-i așa? Că USR e de vină pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Mai vreau să cerem opinia și Alinei Gorghiu. Domnule Zamfir, vă rog să-mi răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o inițial. Dacă statul în acest moment, pe varianta, mergem pe ideea că această coaliție va decide până la urmă plafonarea prețului la combustibil, de unde ia banii pentru a acoperi această diferență de preț? Vreți să mă credeți și să mă ascultați ce am spus? Că veți înțelege că nu e nevoie să ia statul de undeva, pentru că profitul companiilor este uriaș. Nu trebuie să-i compenseze. Nu înțeleg cum statul ar putea să intre în profitul acesta uriaș, domnul Zamfir.
Ce cum să intreți? Asta înseamnă că așa. Nu. Păi da, uitați-vă că este limpede cu compania pe care dumneavoastră o iubiți păi foarte tare. Ce companie are acest compania OMV Petrom a raportat un profit în trimestrul 1-2022. Și OMV Petrom produce doar țiței? Adică dumneavoastră spuneți că a crescut profitul din cauza prețului țițeiului, care a crescut foarte mult. Produce doar OMV Petrom, produce doar țiței? O dată. Dar încă o dată, dumneavoastră, sigur, am înțeles cu economia de piață. Știți ce nu înțelegeți? Am încercat să manipulați cifrele. Asta este problema dumneavoastră, domnul Zamfir. Nu se poate să duceți în derizoriu lucrurile acestea. Doamna Suciu, dacă puteți să nu mă întrerupă doamna. Ați întrerupt-o și dumneavoastră până la urmă, dar răspundeți un pic mai simplu și direct la această întrebare. De unde acoperă diferența aceasta de preț? Că nu puteți să puneți o companie privată să acopere. Nu e nevoie să acopere pentru că, repet, combustibilul, energie electrică, gazele, nu sunt orice fel de marfă. Nu e o marfă cum e usturoiul și ceapa unde piața reglează aici. Această marfă, dacă vreți să-i spuneți marfă, este strategică. Aici statele trebuie să intervine, cum iată că intervin. Că nu intervine statul să reducă TVA-ul la usturoi. Da? Intervine, vorbesc statele europene care au intervenit. Tocmai pentru domnule Zamfir, de unde se acoperă această diferență? Dacă se plafonează la 7 lei până la 9 lei, să spunem, diferența aceasta de 2 lei, de unde e acoperită? Eu v-am dat exemplu că materia primă, respectiv barilul, a scăzut și cu toate astea, prețul benzinei a crescut cu 30%. Așadar, creșterea asta de preț este doar în, se vede doar în profitul companiilor. Nu are statul ce să subvenționeze, pentru că dacă la 123 barilul era rentabil să vinzi la 7,5 lei, de ce vinzi acum la 9,3 lei și nu mai ți-e rentabil? Trebuie să subvenționeze statul? Întreb. Alina Gorghiu, aceeași întrebare, dacă se acceptă această variantă a plafonării prețului la combustibil la 7 lei. De unde se va acoperi diferența de sumă până la prețul real? Vedeți de ce am făcut recurs la cifrele și analizele din partea Ministerului de Finanță, pentru că vă spuneam în debutul emisiunii că plafonarea, de exemplu, a prețului la gaz a fost cu un efort bugetar foarte mare, un cost bugetar imens, motiv pentru care singurul care cunoaște în profunzime bugetul la momentul acesta e Ministrul Finanțelor, care poate veni cu toate analizele pe masă, astfel încât să știm ce Dumnezeu avem de făcut. Însă pledoaria mea și a partidului din care fac parte este aceea de a încerca să găsim o soluție agregată. Nu credem că există o singură măsură pe care poți să o iei la momentul acesta, l-auzeam și pe domnul Chiseliță mai devreme. Sunt soluții care trebuie gândite cumulativ, de la aducerea în țară a unei cantități mai mari de țiței până la eliminarea speculei, probabil soluții fiscale și nu numai. Mai e puțin timp până pe liderii coaliției, sper eu, vor ieși cu varianta finală. Nu e una ușoară, știți, în platourile de televiziune pocnești din degete și te aștepți să se vină cu soluția. A explicat și expertul în energie mai devreme că doar două țări la nivel european au luat soluția, de exemplu, a plafonării prețului. Alte puține țări au luat soluții care presupun măsuri fiscale, însă niciuna nu este perfectă. De aceea o să vă rog să aveți îngăduința aceasta ca dezbaterile din platou să nu țină loc de soluție guvernamentală. Să știți că dezbaterile din platou sunt până la urmă poate printre puținele formate pe care le mai are omul de rând să aibă acces la politicieni și la ce vor să facă, pentru că nu s-a întâmplat o singură dată ca decizia să se ia foarte repede într-o ședință de partid în spatele unor uși închise și să ne trezim cu decizia. Vă reamintesc că, de asemenea, guvernul promitea la începutul anului că îngheață salariile miniștrilor, președintelui României, premierului și printr-o modificare în Parlament, fără dezbatere publică, fără să existe aceste întrebări din partea presei ori din partea opoziției, că așa funcționează democrația cu
putere și cu opoziție, nu aflam că salariile au fost majorate și în final să se ia această decizie în coaliție ca salariile să nu fie majorate anul acesta. Dar am făcut o paranteză foarte lungă. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Am ajuns la finalul acestei ediții. Urmărim în continuare ce se întâmplă la guvern și așteptăm, așa cum a spus și Alina Gorghiu, deciziile acestor lideri de coaliție. Lipsește însă Kelemen Hunor din ce înțelegem, așa că ar putea ca această decizie cu privire la plafonarea prețului la combustibil să mai dureze. De la Fix, știrile zilei cu Andreea Popa.